Pachebotul botul Navigator of the Seas este ancorat în acest moment în Miami. Pe navă lucrează mai mulți români. Sunt pe vaz de două luni de când cursele au fost anulate din cauza pandemiei. 15 români ar fi trebuit să ajungă acasă pe 16 mai, însă plecarea lor a fost amânată. Au mers și au întrebat care este cauza, dar nu au primit nicio explicație. Oamenii au intrat de patru zile în greva foamei, în semn de protest. Nu vor decât să fie repatriați și să revină în țară la familiile lor. Românii le-au mărturisit jurnaliștilor americani că au ajuns la capătul puterilor. Conducerea a spus că totul se va rezolva însă trebuie să aibă răbdare. Cei 15 români sunt hotărâți să rămână în greva foamei până când se vor vedea îmbarcați într-un avion cu destinația România.